Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta vreau să fac legătura cu un alt film pe care l-am făcut înainte și anume cel cu Mercedes și cu cutia de viteze cu problema software pe care am avut-o și aș vrea să-ți explic de ce la alte cutii de viteze și la alte mașini probabilitatea să se întâmple așa ceva este foarte mică mai ales la cutiile de viteze dublu ambreiaj pentru că asta de care vorbeam eu în filmulețul ăla, apropo, cei care nu ați văzut filmulețul, vedeți că este aici, în descriere, și îl puteți vedea. E interesant. Adică, problema este că a apărut o eroare software la cutia de viteze și mașina s-a oprit în mers și mă întrebam ce se întâmplă dacă s-ar fi oprit în mers în timp ce depășeam și făceam o depășire mai strâns. Probabil că n-aș mai fost în viața acum, Uh, I-am întrebat pe la Mercedes ce protecție are mașina pentru că așa ceva să nu se întâmple Și mi-au zis ăia de la Service că nu au Că mașina nu are protecție Și am scris la ăștia la Mercedes, la importator Aștept încă răspuns, poate cu vreo o săptămână Și un pic de atunci Și n-am primit nimic, am primit doar o chestie că a preluat unul de la Customer Service uh, Chestiunea și îmi cerea seria de șasiu și servisul la care am făcut și am zis, bă, dar ce trebuie asta? Că e o întrebare generală, nu are treabă cu mașina. Adică eu mă întreb ce protecții au cutiile astea de viteze ca în cazul în care se întâmplă așa ceva să nu te omoare. Adică să nu se oprească în timp ce face o depășire, de exemplu. <coughs> ok, aștept încă răspunsul. A vedem dacă mi-l vor da, și lipsa răspunsului e un răspuns. Eu mă aștept să nu mi lea. Pentru că nu au astfel de protecție. Adică eu sunt convins că nu au. Adică până acum și comentariile care au fost acolo, pentru că am pus filmulețul ăla pe YouTube ca să văd ce spun oamenii și dacă cumva există cineva care știe dacă există o astfel de protecție sau nu. Și se pare că nu există. Adică nu mi-a spus nimeni chestia asta până acum. Dar aștept să văd răspunsul lor încă o dată. Vă țin la curent cu chestia asta. Bun. De ce la alte cutii de viteze nu se poate întâmpla sau probabilitatea să se întâmple chestia asta este foarte, foarte mică. Uh, Marea majoritatea constructorilor acum au început să folosească cutii dublu ambreiaj. Uh, Mercedes e cam singurul care a rămas cu cutia sa cu hidroconvertizor, asta o getronic. Toți ceilalți folosesc cutii cu dublu ambreiaj. Modalitatea de funcționare a unei cutii cu dublu ambreiaj este diferită față de modalitatea de funcționarea cutiei astea cu hidroconvertizor, ceea ce o face mai sigură și mai reliable în caz de erori software. Așa cum mi s-a întâmplat mie aici. Și o să vă explic de ce. Pentru că principiul de funcționare și modalitatea în care funcționează cutiile astea fac ca cutiile cu dublu ambreaj să fie mult mai sigure și ca în cazul în care se întâmplă o astfel de eroare software să nu se oprească. Da? Și haideți să vă explic de ce. Și o să vă explic cum funcționează cele două principial ca să înțelegeți. Cutia cu dublu ambreiaj... Așa cum îi spune și numele, are două ambreiaje. Unul pentru vitezele pare, unul pentru vitezele impare. În momentul când ea a cuplat în treapta a doua și tu ești în mers și accelerezi, se așteaptă ca următoarea treaptă de viteză să fie treapta a treia. Da? Deci ea deja cuplează în treapta a trei. Fără ca ambreiajul de pe treptele impare, adică de pe treapta a trei, să fie cuplat. Dar cutia este deja cuplată. Deci ea este cuplată în același timp în două trepte, în treapta a doi și în treapta a trei, sau în treapta 4 și treapta 3, de exemplu, dacă, dacă vede că îi cer gaz și se așteaptă să depășești, adică ea cumva face o predicție a, a treptei care urmează să fie cuplată și în funcție de asta, ea are două trepte cuplate în același timp. Da? Schimbarea treptelor se face prin decuplarea ambreiajului de pe treapta a doua și cuplarea ambreajului pe treapta a treia, treapta fiind deja cuplată. Da? Adică Treapta e deja cuplată, ea a văzut că a intrat în treapta aia. Adică a făcut cuplarea înainte să se facă schimbare. Da? Și aici vine marea, marea, mare diferență față cu cutiile de, cu hidroconvertizor, pentru că la, la cutiile cu hidroconvertizor treptele nu sunt cuplate. Adică treapta a doua este cuplată, iar după aia urmează să cupleze treapta a doua, cuplează, decuplează treapta a doua și cuplează treapta a treia. Așa se întâmplă la cutiile cu hidroconvertizor. E adevărat, topi niște ambreaj. Dacă este cutie, cutie uh, planetară, dar nu e cutie planetară, dar în principiu și astea alte care sunt cu axe fixe și nu sunt planetare, tot prin niște ambreaje face cuplarea respectivă. Dar nu sunt două trepte cuplate în același timp. De aici apare problema principală, pentru că în momentul în care a luat o eroare software și n-a cuplat în treapta care trebuie, cutia se oprește, așa cum a făcut asta la Mercedesul meu. Da? În cazul în care la cutiile cu dublu ambreaj, se întâmplă chestia asta, ea vede dinainte că nu cuplează. Da, ea este deja cuplată într-o anumită treaptă. Deci asta înseamnă că mașina poate decide, bă, nu a cuplat aia, hai să cuplez altă treaptă. Și dacă nu cuplează în ceea, rămân cuplată în asta. Da? Adică mașina continuă să funcționeze, ți o eroare, continuă să funcționeze, probabil că rămâne cuplată în treapta aia. Nu știu, n-am verificat asta, pentru că n-am cum să o verific. Dar principiul de funcționare mie îmi spune că alea funcționează în felul ăsta și că probabilitatea să se întâmple o astfel de chestie este mult, mult, mult mai mică. Pentru că deja are două trepte cuplate în același timp. Și aici asta este ceea ce face diferență. Da? Cutiile cu dublu ambreiaj folosite de tot grupul VAG. De asta la Audi, de exemplu, nu mi s-a întâmplat o chestie de asta. Sunt folosite de Ford, Renault. Deci cam, toate, cam, toate, cam toți producătorii care folosesc acum cutii automate au trecut pe chestia asta cu dublu ambreiaj, renunțând la cutia cu hidroconvertizor. Mercedes este cam singurul, probabil că mai sunt și alții, dar pe să știu eu, dar dacă mai sunt și alții, îi știți voi și e ok, care folosește în continuare cutia asta cu hidroconvertizor, care are problema asta și are posibilitatea să se întâmple în continuare același lucru, atâta timp cât ea nu are un backup în ceea ce privește erorile astea software. Da? Cam despre asta este vorba. Și asta trebuie să înțelegeți toți, că eu știam cum funcționează cutiile astea, fost că am fost împit că am, cumpărat o cutie cu hidroconvertizor, mașină cu o cutie cu hidroconvertizor din favoarea uneia cu dublu Andreaj, pentru că nu m-am gândit de la, chesti, de la început la chestia asta. Dar e foarte bine ca voi să știți chestia asta și să vă gândiți înainte de a cumpăra o astfel de mașină. La fel se întâmplă, de exemplu, la mașinile cu CVT da? și cu cutiile CVT. La fel se întâmplă și acolo. Alea sunt tot timpul cuplate. Sunt niște conuri cu un lanț care sunt tot timpul cuplate. Softul emulează doar niște trepte. Asta înseamnă că dacă are o eroare de soft și nu e treaptă, alea rămân cuplate, mașina funcționează în continuare. Pentru că, de fapt, ea nu trebuie să cupleze nimic altceva. Da? Ea trebuie doar să miște niște conuri într-o direcție sau alta, dar chiar dacă nu le mișcă conurile respective, lanțul și conurile sunt tot timpul cuplate. Deci mașina continuă să funcționeze, adică are un sistem de ușor de backup care poate fi, care poate scurcircuita softul și care poate ajunge să nu se întâmple astfel de situații. Da? De singura care este cu problemă și care are o mare problemă în, chestia asta și care nu, dacă nu are backup e o foarte nasoală problemă, este cutia cu hidroconvertizor. Adică asta pe care o folosește Mercedes, nu știu dacă BMW mai folosește, dar eu știu că au dublu ambreiaj marea majoritatea a cutiilor. Grupul VAG are dublu ambreiaj, Renault are dublu ambreiaj, Ford are dublu ambreiaj, Hyundai, dacă nu mă înșel, are dublu ambreiaj. Deci sunt cam singurii care știu eu că au rămas pe chestia asta cu ștrocomvertizor. Deci, de asta problema apare la asta, din considerente de funcționare. Și dacă nu au găsit un mecanism de backup, și eu asta aștept să-mi spună ei, problema este foarte nasoală. Pentru că, în continuare, se poate întâmpla chestia asta, și, în continuare, o astfel de cutie vă poate pune viața în pericol. Nu înseamnă că la celelalte nu se poate întâmpla. Se poate întâmpla și la cele cu dublu ambreaj, dar probabilitatea este infinit mai mică. Da? Pentru că ambreajele care cuplează asta sunt de obicei reliable. Sunt două, nu e unul. Și atunci ai backup pe celălalt ambreiaj. Iar dacă se întâmplă o astfel de chestie, trebuie doar să te ajute să ieși din rahat. Adică când intri într-o depășire, s-a întâmplat o astfel de eroare, poți să ieși din rahat cu ea. La fel se întâmplă și la cutia ce vede. Da? Cam asta vreau să vă spun în filmul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel și vedeți și filmul celălalt ca să vedeți la ce mă refer. l aveți aici în descriere. Și poate... Unii dintre voi, atâta timp cât știu asta, vor lua o decizie care să nu le pună viața în pericol. Că despre asta este vorba până la urmă. Mulțumesc, la revedere!